înmânăm diploma de cetățeni de onoare la 4 personalități. Este vorba prima dată de domnul general de brigadă rezervă, dr. Marius Dumitru Crăciun, care este născut la noi în Părticeni. Este doctor în științe militare și informații. A fost comandant al Serviciului de Operații Speciale al Armatei Române. De fapt, este titorul acestei serviciu. Șef de secție, celulă de coordonare a Parteneriatului pentru Pace, Comandamentul NATO Ship Mons, Belgia. Comandant Batalion 64 Parașutiști, șef de echipă observatori MONUC, misiunea ONU în Congo, instructor și personal didactic la universități din Statele Unite și România. Am încercat să fiu foarte scurt și are un CV impresionant. Acum dați-mi voie să vă spun, când l-am văzut prima dată, salut pe domnul colonel Cocoș, care a venit, ne-a făcut o surpriză, și când am fost invitat la batalionul de parașutiști de la București, absolut toată lumea se înclina în fața lui domnul general, inclusiv pe atunci ministrul apărării naționale, domnul fost prim-ministru, și cu toții care eram acolo ne întrebam cine este domnul general. N-am știut că suntem de pe aceleași meleaguri și este o legendă, ca să spunem așa, absolut nu există cadru militar în România să nu știe de domnul general. De aceea, pentru noi, Comuna Cornul Luncii este o onoare ca aici, lângă monumentul eroului nostru, să înmânăm diploma de cetățean de onoare și să-l invităm să vină cât mai des pe la noi. Tremură genunchii deja. Domnule senator veteran, domnilor subprefecți, domnule primar, domnilor generali, ofițeri, subofițeri, maiștri militari, militari în termen și elevi, sunt extrem de onorat să fiu azi aici. Sunt extrem de onorat de gestul comunității cornuluncene, de gestul domnului primar și de aprecierea pe care nu știu dacă o merit, probabil că sunt și alții care meritau mult mai multă recunoaștere din partea acestei comunități. Însă eu vă garantez că rămân același sucevean, același fălticinean, cum am fost toată viața, inima mea bate aici, chiar dacă viața m-a adus și m-a măsurat cu o teleormăneancă. Nimic nu-i perfect pe lumea asta. Cei care așa știți despre ce vorbesc, însă sunt încă o dată extrem de onorat. Vreau să vă mulțumesc tuturor, să vă spun că vă iubesc și să sper cu siguranță o să ne mai vedem în cât mai multe activități împreună. Am onoarea să vă salut. Este pentru prima dată la noi în comună când soț și soție sunt cetățeni de onoare. Și e pentru prima dată, este foarte emoționant și ne bucurăm că doamna colonel în rezervă, dr. Alexandrina Alice Crăciun, doctor în drept, lector universitar la Catedra de Drept Privat al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza București, ofițer specialist unul la oficiul pentru imigrări, lucrări publicate, regimul juridic al societății pe acțiuni, scut împotriva terorismului, instrumente juridice din domeniul militar în dreptul internațional public. Felicitări, doamnă, și ne bucurăm din suflet. Vă mulțumesc foarte mult. Ca să-mi dau, să rețin lumea așa.
așa, dar... Și acum ajungem la un om drag nou, ca să vorbesc în cala păiseni, comandantul scorpionilor galbeni. Noi așa îi știm pe toți de la Timișoara și așa o să rămână permanent în memoria noastră. Deci colonel dr. Virgil Nicu Florescu, doctor în securitate națională, master în strategie națională, obținut la Colegiul de Război din Washington, master în științe militare și informații, master în relații internaționale, comandantul brigăzii 18 cercetare supraveghere Decebal Timișoara, deci comandantul eroului nostru, și noi cu drag am fost anul ăsta în primăvară la Timișoara, unde regimentul a împlinit, brigada 18 cercetare a împlinit 140 de ani și ne-au primit foarte frumos, ne leagă o mare prietenie, toți camarazii eroului nostru vin anual cel puțin de 3 ori, toți sunt cetățeni de onoare, deci pe toți bănățenii i-am făcut bucovineni și eu mă bucur că am inimă de bănățean, am fost operat acolo și sunt bucuros, așa că felicitări, domnule. Și am uitat să vă spun că e de la gura humorului. Esențial. Asta vreau să spun. Mă onorează foarte mult. În primul rând pentru că am și o vârstă, în curând am 50 de ani, mă apropii de trecerea în armata de rezervă. Și atunci, fiind humorean, am intrat în Marea Garnizoană de la Corulungi. Deci dacă vine războiul, să știți că e cea mai apărată comună, că nu știu cât, cam cât aveți, domnul primar. Vă spun imediat. A, așa, da, dar să nu uităm de ce ne-am adunat aici. Ne-am adunat în primul rând să comemorăm pe camaradul nostru, sublocotenentul post mortem Ion Grosaru. Și ne-am adunat să-i comemorăm pe cei care au servit sub drapel. Unii dintre ei au făcut sacrificiu suprem. Și eu vă spun sincer, de câte ori aud în biserică sau la diverse festivități părinții zicând despre oamenii din acest, din casele, orașele și satele, se binecuvântează, eu mă gândesc la oameni, pentru că țara, ca și biserica, ca și armata, e o poveste despre oameni. Dacă noi nu clădim povestea asta cum trebuie, și mă uit aici la domnul primar în primul rând, pentru că nu-i puțin lucru să faci amfiteatrul ăsta aici, bineînțeles cu sprijinul și altor asociații, mie mi se pare că e ca un templu așa, deci stăteam și mă gândeam, domnule, pot să fie o sarmi Segetuza. Și nu-i puțin lucru să ai copii tineri, să ai comunitatea lângă tine la o sărbătoare dintre asta. Pentru că, în ultimă instanță, orice s-ar întâmpla, eu cred că moralul contează cel mai mult. Iar moralul e făcut de oameni care adună comunitățile în jurul lor. Felicitări domnului primar, felicitând tuturor celor din comună care, știu eu, zi de zi contribuie la comunitatea lor și prin comunitatea lor contribuie și la țara asta. Felicitări camarazilor și mulțumesc mult încă o dată. Și pentru că domnul comandant ne-a întrebat câți colonei sunt în comuna noastră, am onoarea să înmânez diploma de cetățean de onoare la al 52-lea colonel născut în comuna Corulungi. Din păcate, el nu este al 52-lea, este primul, e născut în 1934, are și o carte scrisă, stă la Cluj și vârsta nu i-o permis ca să fie prezent aici, dar pentru noi este o mândrie. Avem 52 de colonei și 2 generali care sunt de-ai noștri și nu întâmplător avem 345 de eroi și 2 monumente deosebit de frumoase, făcute din piatră naturală,
de 7,5 metri înălțime și 15 tone greutate. E un lucru care ne face să fim mândri. Așa cum a spus și domnul colonel, uitați-vă și dumneavoastră câți copii și câți oameni tineri sunt aici și care au venit cu drag. Și poate unele orașe nu au ceea ce avem noi și ăsta este un lucru deosebit pentru că noi respectăm și prețuim armata română și eroii săi. Domnul colonel în rezervă Mihai Pioar, născut la Băișești în 1934, a terminat Academia Militară la București, a fost comandant adjunct al regimentului 69 artilerie de la Șimleu Silvaniei și are o lucrare publicată, Provincii Românești disputate și pierdute pe nedrept. Salut cu întârziere și încerc scuze presa care întotdeauna este alături de noi și care cu mult drag și foarte frumos prezintă ceremoniile de la noi. Vă mulțumim! Îl invităm alături de noi pe domnul general de brigadă Ioan Burlui, președinte al cultului eroilor Regina Maria, filiala Ploiești și Suceava, care va acorda distincții și medalii. Mă rog, colegii mei, să vin lângă mine. Domnul, dat fiind faptul că astăzi, așa cum s-a comandat de la Timișoara, suntem aici la căpătăiul eroului suslovent Ioan Grosaru, dat fiind faptul că astăzi este ziua veteranilor de război din teatrele de operații, dat fiind faptul că însăși Dumnezeu a ținut cu noi și ne-a dat o vreme frumoasă, dați nevoie ca filiala Suceava Asociației Naționale Culturii Eroilor să mâneze medale de onoare câtorva personalități. Încep prin a mâna medale de onoare celui care își doarme somnul de veci aici, post-mortem, eu mânăm, și rog sora suplimentului Ioan Grosaru să vină. Este brevetul și medalia de onoare. Se acordă medalia de onoare. Un moment mai. Oricât am face pentru eroi, o facem acum post-mortem. Nu ne putem ridica vreodată la înălțimea sacrificiului care l-a făcut. Și l-au făcut fără a se gândi vreodată că vor fi onorați pentru ceva sau cu ceva. Se acordă medalia Culturii Eroilor colonelului Florescu Virgil, comandantul unității militare 012-18 Timișoara. Se acordă medalia de onoare caporalului Florea Dumitru, veteran din teatrele de operații. Faptul că astăzi este și ziua veteranului din teatrele de operații, ne-am gândit că este și suceveanul nostru care Dumnezeu l-a ținut în viață, chiar dacă, eu știu, poartă urmele teatrului. Fărăște, domnul! Se acordă medalia Culturii Eroilor colonelului în retragere Niga Nicolae. Ne-am gândit de asemenea să acordăm medalia de onoare și celor care au fost dintr-un început la ridicarea acestor monumente, iar domnul colonel Nica a fost președinte la Cultul Eroilor la filiala Suceava, cum este președinte de onoare al filialei,
și alături de domnul maestru în rezervă Davidel Dumitru au fost cei care s-au alăturat comunității pentru a ridica și a cinsti pe eroi din comună și pe subvenitul Ioan Grosaru. Trește-l domnule! Se acordă medalia de onoare cultul eroilor domnului maestru militar în retragere Davidel Dumitru. Sunt onorat să primesc această distinție, domnule general, și să mulțumesc lui Dumnezeu că la 87 de ani pot să fiu prezent la acest ceremonial militar și religios. Da, de 16 ani la mormântul lui Ion Grosaru, astăzi am ajuns să facem această comemorare. Și pentru că implicarea mea în aceste activități am fost distins cu medalia, vă mulțumesc, domnule general, și vă doresc multă sănătate la toți participanții. La care noi nu putem decât să, și noi cei care suntem mai în vârstă, numai copii, să ne uităm la seniorii noștri cu un semn de apreciere pentru ceea ce au făcut și încă au putere să o facă. Se acordă medalia de onoare cultul eroilor, preotului Florea Puiu Gabriel. Practic, dacă neamul românesc este aici unde este, este în primul rând, și eu zic că, nu ca fariseu, o zic că simt așa, datorită credinței, pentru că încă noi credem în Dumnezeu, credem în divinitate și faptul că s-au aliniat, să spun așa, astrele atunci când s-au pornit aceste activități de ridicare a acestor edificii, că nu pot să-i spun decât este un edificiu efectiv. A fost primarul, a fost militarii, dar biserica a fost întâi. Trește, domnule! Când am zis, domn, vedeți ce vremuri trăim, că semnilor noștri le spunem domnule dumneavoastră, iar lui Dumnezeu îi spunem Dene, Doamne. Se acordă medalia de onoare cultului eroilor preotului Ungureanu Vasile. Este vorba despre cei doi preoți. Preotul de la Cornul Lungii, unde s-a ridicat acel monument, acel edificiu, Panteon la Cornul Lungii, Părintele Florea și Părintele Ungureanu de aici, și toate cele bune, Părinte. Și a spune nuncele din urmă să-i dăm cezarului ceea ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Și aici vă rog să acceptați ca această medalie să o mânăm domnului primar Gheorghe Fron. Domnule primar, dați-mi voie să vă înmânez acest drapel al României și vreau să vă spun câteva cuvinte. Iubind pământul scump al țării, creat după al armatei croi, nu lasă negura uitării să se apropie de răi. Felicitări, domnule primar! Acum, dacă dintre invitații noștri mai dorește careva să vorbească, să spună ceva? Vă rog să acceptați să mai avem un moment. Un moment cu caracter de inedit, care am vrea ca să fie un exemplu de bune practici în alte localități. Ne-am gândit împreună cu domnul primar și cu parohiile din comune, ca toate monumentele din comune să le predăm către școli. Zic lucrul acesta gândindu-ne nu la școală în sine ca și edificiu, ci la copii, pentru că vedeți la Cornul Lungii ce copii sunt,
copii care de altfel s-au arătat cum sunt și cum simt patriotic, inclusiv când au fost la Timișoara. Îi vedeți și aici cât de frumos sunt, deopotrivă cei care sunt îmbrăcați național și cei care sunt cu tricolorul la gât. Și o spun ca un om care sunt crescut la țară, că în momentul în care, prin absurd spunând că nu vor mai fi copii care simtă românește, cred că despre eroii care s-au jertfit vor vorbi și pietrele de pe drum, și copacii din codru și izvoarele vor vorbi, pentru că am avut eroi care s-au vărsat sângele pentru noi. În acest sens, am întocmit acest hrisop de Danie. Voi citi un singur hrisop, după care le vom mâna la toate ceilalți. Hrisop de Danie. Asociația Culturii Eroilor, Parohia și Primăria Comunei Corununce. Se prede monumentul eroilor din satul Păisen, spre veșnică oblăduire, școlii primare Ioan Grosaru, Păisen. Neamul este etern prin cultul eroilor. Același hrisov pentru monumentul eroilor din Sasca Mare, se prede școlii gimnaziale Ieremia Valahul, Sasca Mare. Tot școlii gimnaziale Ieremia Valahul din Sasca Mare se predă și monumentul din satul Șinca. Aici, după cum vedeți, pe acest hrisop de Danie, așa i-am spus noi, apar asociații sau cei care sunt implicați, dar la mijloc, vedeți, este personalizat cu monumentul în sine care se predă. Monumentul eroilor din satul Brăiești se predă școlii primare din Brăiești. Monumentul eroilor din satul Băișești se predă școlii gimnaziale din Băișești. Monumentul eroilor din satul Sasca Mică se predă școlii gimnaziale Constantin Blanaru, Cornăluci. Vedeți cei care pot, așa cum scris în carte, cei care pot să ducă, Dumnezeu de mai mult să ducă. Tot școlii Constantin Blanaru din Cornunce se predă și monumentul eroilor Cornunce, Panteonul, de altfel, Panteonul.